Fata lui Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. S-a urcat cu scarantei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Ce e asta, mă? Nu știu, mă, 5 bani, 25 de bani. Nebun este stand-up în muzică de asta, lăutărească popular. Că mi-ai dat și o idee, poate intru pe asta la sala, poate. Sunt atât de multe informații încât nu știu cum să le pun, iartă-mă. Cum rezistați, mă, cum rezistați cu... Știi cum ești tu? Dacă mai țineți minte, Matrix era unul care avea chei pentru orice, știi? Deci era la favoritorul de chei. Ce? S-a uitat repede, hai. Ce ai zis, copacul? Copacul de se nasă în grădina mea. A intrat printre multele sute de oameni la Academia de Teatru și Film. Când ai auzit că ai intrat acolo, ce ai făcut? Te căutam pe tine. Demi Rădulescu a zis că ăsta e al meu, mie îmi place băiatul ăsta. Mie îmi place băiatul ăsta. Și a doua zi dimineață la ora 5 eram la cules porumbul. Yes! Gata de lună băutura, de lună o să mai pută gura. Și uite așa se duc cam bun, de când tot fac ceva de lung. A venit o femeie de serviciu, mi-a zis, da, eu vă știu de la televizor. Domnul Mitoșeră, zic, da, doamna, asta era, ăsta e. Tu ai participat la crearea versurilor? Nu, eu le-am scris pe toate. L-am scris asta, gașca mea nu poate să stea liniștită nicio clipă, hai și tu, dacă simți așa, vin în gașca mea. M-am dus, le-am pus, uite așa, foaia pe aia și am zis, eu altul nu mai scriu. Azi sunt fericit, bravo, la 80 așa. Știu că sunt iubit, de mine totul se va schimba. Ai apărut tu în viața. A fost la Brânciu la podcast și bă, este extraordinar omul, este bă, e uite așa în toate părțile, nu știu. Și bă, mi-a făcut o poftă de cântat, am rămas cu piesa lui bă, în gând, bă, extraordinar, am rămas, deci nu, de când am plecat de acolo nu mai Veta, azi când am chiu Veta. Închem aici podcastul nostru. La stânga femei, te uiți fără să vrei, la dreapta femei, pe toate să le iei. Mai ții minte cum se terminau alea de la Danse Roze? Ce? Am crezut că e o șmecherie de-a ta. Îți jur, am crezut că eu... Mamă, s-a tot. S-a dus tot, a? Op! Wow! Wow!